În perioada 12-22 mai, curent pe întreg teritoriul țării, se desfășoară măsuri de prevenire a încălcării regulilor de oprire, staționare și parcare neregulamentară a unităților de transport. Deși amenzile sunt aplicate frecvent, șoferii nu se grăbesc să respecte regulile în cauză. Analiza petițiilor înregistrate pe parcursul anului curent denotă tendințe de sporire a numărului încălcărilor comise de către conducătorii auto, privind oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară a mijloacelor de transport. În scopul atenționării șoferilor vis-a-vis de acest fenomen, secțiile de poliție rutieră desfășoară operațiuni pentru prevenirea încălcărilor în cauză. Frecvența este străzile Suveranității și Zgârcea, unde este instalat indicatorul 331, care spune oprirea este interzisă, însă necătând la faptul dat, unii conducători auto ignoră cerințele indicatorului și parchează neregulamentar. Problemele ar fi mai multe. În primul rând este fluxul de automobile. Problema numărul 2 este lipsa unui spațiu special amenajat pentru parcare mijloace de transport. Deși amenzile sunt aplicate în fiecare zi, șoferii nu se grăbesc să respecte legile. În orașul Glodeni, zona centrului este absorbită zilnic de autoturisme parcate neregulamentar. Dumneavoastră ați văzut la început o stradă indicatorul 331? Da. Ce spune indicatorul? Spune să nu mă opresc aici. Deci era tot ocupat. Știu. Știu amendă, nu sunt întrebări. Știți că puteți să fiți amendat? Știu, dar dacă nu sunt circulat și nu am văzut, care-i treaba? Unde? Aici am. Să vezi. La cocitură. Acolo, la cocitură sau unde? Da, la cocitură. Vreau să ca șofer trebuie să fiți atenți la semnele circulației. Știu că în orașele mari stau peste tot semne că nu-i voie să parchez, dar nu la cocitură acolo. Poate după... Poate după... Nu. Ce amendă veți lua acum, știți? Nu știu. Dar sunteți pregătiți să o achitați? Nu știu. În cazul în care șoferii parchează neregulamentar, aceștia riscă o amendă care constituie de la 100 până la 200 de lei. Zilnic, colaboratorii Poliției Rutiere Glodeni întocmesc în jur de 10 procese verbale. Deana Zăporojan, Sergiu Mular, pentru știri.